Cum începe furtuna? Fiți pe fază. Nu aveți nicio prietenie, niciun... Nu avem prietenie și nu o să avem niciodată și nici nu am avut. Le-am blocat peste tot. Nu am ce să vorbesc cu oameni care dau de mine, cu mine de pământ, când nu le-am făcut nimic, ai înțeles? Că le-am jignit, că le-am supărat, le-am jignit recent, ai văzut pe Instagram, le-am jignit pentru că am fost atacată, pentru că am fost acuzată de chestii care nu le-am făcut. Mai exact ce te... Pentru că noi am fost invitate la Timișoara la un eveniment, la club, așa, și băiatul acela de acolo vrea să se dea la ele, ai înțeles? Și noi am fost plătite toate pe rând. Cu ce sumă? Eu, fără să știe ele, uite că vă spun acum, cu 500 de euro eu și ele 250 de euro pe cap. Deci tu 500 de euro, Nicola Dragne... 250 de euro, Maria Iloia 250 de euro. Așa, eu am refuzat invitația pentru că aveam acel iubit din Brașov, un băiat cu care am stat 3 ani și el a spus, nu te duci, te iubesc, îți dau eu banii aia, nu mergi, ok, nu a mers. Și atunci băiatul ăla, pentru că vrea să se dea la ele, a spus că eu... Patronul. Patronul. Nu, managerul clubului. Da, oră. A spus că eu am spus că ele se pe bani. Chiar că așa e, pe bune, că n-am de ce să mint. Și atunci eu, când am început filmările sezonului 4 și 5, ele s-au comportat foarte urât cu mine și s-au uitat foarte urât la mine. Nu am făcut nimic, nu le-am jignit, nu le-am supărat. Când ne-am certat acum recent, pentru că de ce? Eu am filmat cu tine reportajul acela de joi, da? Da. În care, la tine acasă. Da, mi-am arătat casa, pantofiori, pentru că a fost invitația ta, da? Pentru că ele, la Insta Story, au spus că noi facem un material de... Că eu mă laud cu lucruri materiale, că sunt un... Că nu am muncit pentru ceea ce am și că am dat cu cardul prin creier. Și vreau să vă spun așa, fetelor, nu am dat cu cardul prin creier. Dacă am dat, poate ai dat și tu. Poate ai dat, poate n-ai dat. Poate suntem la fel amândouă și tu nu știi, ai uitat. Nu zic care dintre, poate suntem toate la fel. Pentru că toate am început de jos, am urcat în sus. Mi-a fost greu, am suferit, am plâns, da? Mai cu Nicola Dragnea ești în conflict și cu Maria. Noi, pentru că a fost acel eveniment la care eu nu am mers. Pe bune, cum să-mi pui pile strâmbe că am vorbit de fete prost când n-am făcut-o? Auzi, tată, să mor tu, că eu mă laud cu ce am. Să mor tu, Maria Ilioiu, care ești de 4 ani în televiziune, că ai așa ceva. Că ai ce am eu. Fată, tu stai în chirie, eu urmează să-mi iau apartament și o să vezi că o să-l am. Eu nu stau ca tine, eu nu stau cu oameni pentru bani, eu stau cu un om pe care îl iubesc, ai înțeles? Deci nu ne dăm talente ieftine, eu arat ceea ce am, nu ceea ce nu sunt. Și nu există nicio punte de împăcare între tine și... Nu, ele pentru mine nu mai există. Le iubesc, le respect, sunt fete mișto, îmi pare rău că s-a ajuns aici, m-am supărat pe ele pentru că au vorbit prost de mine. Femeile nu mă halesc și atât, și au și de ce să mă halească. Și mai aveți tupeu să spuneți că eu nu-mi permit, că eu sunt o boschetară? Păi când naiba voi ați avut la ziua voastră de naștere pe copilul de aur Florin Salam, Adeami, biju și etc., că vor fi surprize mari. Dacă sâmbăta trecută Bianca era războinică și pusă pe harță, între timp, relația cu Nicoleta a devenit cordială.